Stresul de a trăi în condiții de izolare pandemică a accelerat îmbătrânirea creierului adolescenților. Efectele sunt similare cu cele observate anterior ca urmare a violenței, a neglijenței și a disfuncțiilor familiale. Au ajuns în această situație din cauza izolării la care au fost supuși în această perioadă. Pentru a-i ajuta, autoritățile vor lansa prin ordonanța de urgență programul Din Grijă pentru Copii. Minorii care au nevoie vor primi consiliere psihologică în cabinete specializate și în școli. Anxietate, tulburări emoționale sau de alimentație și chiar tentative de suicid. Prin astfel de încercări au trecut mulți copii. Din punct de vedere psihic, ceea ce am observat noi psihologii este că au crescut cazurile de depresie la copii de 4 ori. Au fost total decablați de la realitatea fizică și de la socializare și atunci au avut tendința să se izoleze. Părinților le era mult mai dificil să îi facă să se oprească din ceea ce fac ei ca să vină la masă. Nu mai mergeau la baie să-și facă nevoile, a explicat Alina Iliescu, psihanalist de familie și copii. Pentru a le veni în ajutor, autoritățile au inițiat programul național de suport Din Grijă pentru Copii. Vor exista specialiști în fiecare județ. Atunci când părinții observă că cei mici își schimbă comportamentul, pot lua legătura cu experții. În urma unui control, aceștia vor stabili dacă este sau nu nevoie de un tratament pe termen lung, relatează știrile protv.ro.